Echipamentele pentru parcul de distracții Găgăuzia Lân din Congaz este reținut intenționat în vamă pentru a împiedica construcția obiectivului. De această părere este președintele adunării populare a Găgăuziei, Dmitri Constantinov, care și-a spus opinia în cadrul unui interviu televizat. Centrul делает все возможное, чтобы стройка не шла как надо. Autoritățile fac tot posibilul ca lucrările de construcție să nu decurgă cum trebuie. Avem nenumărate controle. De exemplu, acum deja de o săptămână în vamă stau utilajele. Nu le vămuiesc, caută fiecare șurub, caută fel de variante. Deja ne-au dat de înțeles că peste 3 sau chiar peste 4 luni îl vor vămui. Credeți că procedurile se trăgânează intenționat? Astfel, pentru ce se face? Este vamă. Am ajuns marfa, l-ai vămuit și lasă-l să plece. Dar ei întreabă la ce va fi folosit această șurubelniță. Dar ce ar trebui să intereseze asta? Eu am primit marfa. Dacă, spre exemplu, cineva importă făină, îl întreabă la vamă ce fel de pâine sau chiflă va coace, se vede clar că e o indicație de sus. Și activistul civic din autonomie, Mihail Vlah, și-a exprimat revolta față de situația creată. El a scris pe rețelele de socializare, cităm: astăzi, vreunul din trei experți, analiști, critici și oameni care gândesc sănătos se întreabă de ce echipamentele pentru Găgăuzia Lând nu au fost vămuite de mai multe săptămâni. Așteaptă să vină toamna? Până acum încă se pune presiune asupra acestui obiect, care ar trebui să devină simbolul Găgăuziei. Zeci unde mii de semnături au fost colectate pentru ca PAS și sateliții săi să ia mânele de pe acest parc de distracție. Cu siguranță parcul va fi construit, dar nervii și emoțiile nu vor mai fi recuperate, a scris Mihail Vlah pe pagina sa de pe rețelele de socializare. Secretarul de presă al serviciului Vamal, Tatiana Șompol, a confirmat pentru Canal 5 informațiile cu privire la echipamentul pentru parcul Găgăuzia Lând. A fost depusă o declarație de plasare a mărfurilor în regim Vamal de import și la moment este examinată conform procedurii legale. Însă nu ne-a dat și răspunsuri la întrebările noastre de precizare cu referire la momentul în care a ajuns echipamentul și care este termenul limită pentru finalizarea acestei proceduri de vămuire. Construcția parcului Găgăuzia Lând a început toamna trecută. Ideea deschiderii celui mai mare complex de agrement din sudul țării îi aparține politicianului Ilan Șor, iar proiectul este implementat din fonduri extrabugetare. Deschiderea parcului a fost programată pentru data de 1 iunie acestui an. Conducerea Găgăuzii a declarat anterior în repetate rânduri că numeroase obstacole stau în calea finalizării proiectului la timp. Mai întâi s-a tărăgânat eliberarea vizelor, apoi s-au început verificări interminabile ale diverselor organe de control. În luna mai, locuitorii din Congaz au organizat un meeting de protest în cadrul căruia au cerut Chișinăului să nu se amestece în construcția parcului. Anterior, secretarul de presă al fracțiunii parlamentare PAS, Adriana Vlas, a respins acuzațiile de orice imixtiune din partea autorităților centrale și a subliniat că legislația construcțiilor trebuie respectată de absolut toată lumea. Liderii autonomiei spun că noul parc de distracții promite să fie o adevărată perla sudului Moldovei și una dintre principalele sale atracții, unde, ca și în Orheiland, toate distracțiile vor fi gratuite.